Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 34. Preacucernice Părinte Vicar, Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernici Părinți Consilieri, Preacucernici Părinți Protopopi, Preacuvioși Preacucernici Părinți, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici și iubiți frați și surori. Am venit cu multă bucurie la slujba de inaugurare a redeschiderii mănăstirii Sfânta Elisabeta de la Cluj. Așa cum menționam la binecuvântarea Paraclisului, mănăstire martirizată împreună cu multe altele pe vremea stăpânirii comuniste. Gândul scurt pe care vreau să vi-l pun la suflet este legat tocmai de viața acestei cuvioase nevoitoare. N-au rămas multe relatări scrise. În Sinaxar ne spune că Preacuvioasa Maica noastră Elisabeta a trăit în veacul al IX-lea, că a fost un mare ascet, un mare nevoitor și datorită vieții sale sfinte și ascetice a ajuns făcătoare de minuni. Se menționează și faptul că a postit 40 de zile și 40 de nopți, ca Moise. A fost un om deosebit. Și chiar dacă nu știm multe lucruri despre Preacuvioasa Maica noastră Elisabeta, credem că ne învăluie cu rugăciunile ei și faptul că se redeschide mănăstirea Sfânta Elisabeta este o binecuvântare pentru Cluj, pentru împrejurimi și pentru toți cei ce vor veni aici să se roage, să mediteze, să se întărească în credință. Aici unde Părintele Arhimandrit Samuel și soborul de maici îi vor primi cu drag pe toți închinători. Preacuvioasa Maica noastră Elisabeta a luat în serios cuvântul Mântuitorului din Evanghelia după Marcu. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de ține, să-și ia crucea și să urmeze mie. Ne închipuim că a fost un călugăr deosebit. Și faptul că i-a protejează această mănăstire pentru vremurile noastre este mângâitor. De ce? Trăim în societatea de consum. Oamenii doresc să posede, să aibă, să mănânce, să bea, să se desfăteze trupește. Ori, la polul celălalt, sunt oamenii lui Dumnezeu care doresc să facă nevoință, să se roage, să postească și să nu se gândească neapărat la trup și la trup, dar nu neapărat la trup. Vedeți? Troparul cuvioasei prin el însuși grăiește. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip. Că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ne-a învățat să nu ne uităm la trup, căci este muritor, ci să avem grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură
preacuvioasă Maică Elisabeta, Duhul tău. Am zis într-o lume în care oamenii nu prea sunt obișnuiți cu asceza, cu renunțarea. Ea însăși, prin icoana ei, propovăduiește un alt fel de a fi. Acum, atunci când s-a desfințat mănăstirea Sfânta Elisabeta și alte mănăstiri, fără să o declare verbal, dar prin pronia lui Dumnezeu, Părintele Stăniloae a scris un studiu important, intitulat tocmai așa, Sensul ascezei monahale. Și printre altele, Părintele menționa. Greu înțelege lumea de astăzi ca cineva să nu dăruiască trupului tot ceea ce acesta dorește și să se ocupe cu nevoința, cu meditația, cu misiunea de propovăduire sau de alinare a nevoilor sociale. Să știți că în perioada interbelică, pe lângă mănăstirea Sfânta Elisabeta, era o școală de surori medicale. Cu nostalgie, venerabilul părinte Mihail Goia de la mănăstirea Toplița își aduce aminte că mămica lui a făcut școala de surori la mănăstirea Sfânta Elisabeta. Și dacă Dumnezeu va ajuta, sigur că lucrurile se răstuiesc în timp. N-ar fi lipsit de interes ca această școală să se redeschidă atunci când Dumnezeu va ajuta să se construiască lavra cea mare de la mănăstirea Elisabeta. Deocamdată este duhovnicește și folositor atâta cât s-a putut amenaja. Și revin la gândul Părintelui Stăniloae, atunci când unora li se părea că cei ce au intrat în mănăstire duc o viață de paradiți, el spunea că dimpotrivă, călugărul este luptătorul cel mai hotărât în slujba Duhului, este cavalerul eminent al Spiritului, care se lasă înscris sau scris cu condeiul Duhului. A luat această expresie de la Sfântul Maxim Mărturisitor. Călugărul este omul ce se transcende, necontenit, ce se lansează deasupra graniților sale omenești, ce trăiește în contact real cu transcendența divină. Așa a fost preacuvioasa Maica noastră Elisabeta, mare nevoitoare, care datorită vieții sale sfinte a făcut minune. În această luptă a monahului, a călugărului, se cere bărbăție. Și atunci monahul nu este numai un cavaler al Duhului Sfânt, ci și un bărbat al tăriei. Și care este expresia bărbăției? Iar li s-ar părea ciudat oamenilor viacului nostru. Expresia bărbăției monahului, a călugărului, a călugăriței, este asceza, renunțarea. Călugărul care renunță la asceză, zice Părintele Stăniloae, renunță și la tărie. Pentru că asceza nu este o omorâre a vieții din noi, ci o omorâre a slăbiciunii. Un drum înspre viață. Asceza, și-l citează Părintele Stăniloae pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, este omorârea morții din noi. Ea fortifică firea. Slăbiciunea firii se arată în lipsa de fermitate, în ușurința cu care este atrasă de plăcere și împinsă de durere. Ori, această omorâre a morții din noi, această fortificare a firii a devenit posibilă
prin moartea de viață făcătoare și prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi înviem toți împreună cu Domnul Hristos, dacă și murim cu El. Zice pe bună dreptate Sfântul Ioan Gură de Aur, a înviat Hristos și niciun mort nu mai este în morminte. Dar dacă dorim ca învierea noastră să fie înspre bucurie, trebuie ca întâi să murim împreună cu El față de toate răutățile din lume. Iată, aceste gânduri ni le sugerează preacuvioasa Maica noastră Elisabeta într-această zi minunată, când se redeschide mănăstirea protejată de ea din Cluj-Napoca. Și poate tot pronia a făcut ca ziua Sfintei Elisabeta să fie la aceeași dată cu sărbătoarea Sfinților Ierar Transilvaneni, Ilie Iorest, Sava Brancovici, Simeon Ștefan. Toți au luat în serios viața duhovnicească. Măcar că lor nu le-a fost ușor deloc, pentru că atunci, în veacul al 17-lea, se ducea o luptă teribilă împotriva bisericii noastre ortodoxe. Mai la început, dorința celor mari era să îi facă pe românii ortodoxi protestanți, iar mai apoi să-i facă greco-catolici. Și toate aceste ispite au fost depășite datorită oamenilor sfinți care s-au luptat pentru păstrarea credinței, dăruit odată sfinților pentru totdeauna, cum zice Domnul Hristos în cartea Apocalipsei. Lucrul acesta ne îndeamnă ei și pe noi ca să păstrăm credința dăruită de Domnul Hristos odată apostolilor și prin apostol nouă, credința dăruită nouă pentru totdeauna, credință pe care au onorat-o sfinții ierarhi transilvaneni cu preț. Amândoi au fost scoși din scaun, și Ilie Iorest și Sava Brancovici, iar Simeon Ștefan a înghițit multe umilințe pentru a-și putea conduce turma pe calea mântuirii. Am zis că acest lucru ne învață ei astăzi, să păstrăm credința dată de Domnul Hristos Sfinților odată pentru totdeauna, așa cum a păstrat-o Sfânta Maica noastră, Elisabeta, pe care o rugăm să ocrotească oftea ce se înfiripă la mănăstirea ei de la Cluj. Amin. Hristos a înviat.